După 3 ani, poliția l-a găsit și l-a încarcerat de urgență. Bună seara, sunt Adriana Stoicescu și vă invit, ca de fiecare dată, să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. Se descrie drept un bărbat muncitor și un manager foarte bun, un viitor șef de excepție în restaurantele lumii. Deocamdată se află în închisoare. A ajuns aici pentru o pagubă de 5 milioane de euro adusă statului român. Cine este acest bărbat? Aflați imediat! A ajuns în închisoare în urmă cu 7 luni, după 3 ani de la sentința definitivă. Pe 4 octombrie 2018, Curtea de Apel Alba l-a condamnat la 5 ani și 7 luni de închisoare. A fost acuzat că a înșelat statul cu peste 5 milioane de euro. Se consideră însă nevinovat. Marius Dronca a fost considerat unul din afaceriștii de succes din țară. Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns aici? Este o poveste mai lungă. În 1999 am înființat o societate în România, mai precis în județul Alba. Ulterior am mutat-o pe Hunedoara, județul Hunedoara. Și obiectul de activitate era comerț cu cereale, transport și produse petroliere. Iar prin 2008, deci toată perioada care n-a fost bună din viața mea și viața activității comerciale, s-a întâmplat între 25 iunie 2008, respectiv 5-7 februarie 2011. Având în obiect de activitate comerț cu cereale, noi cumpăram de la intermediari interpuși sau societăți comerciale, dar intermediarii tot societăți comerciale erau. Ulterior am aflat că dânsii nu-și declarau veniturile, în sens că nu făceau raportările lunare la ANAF și așa am picat într-o evaziune fiscală mascată, victimă colaterală, dar cu suferințe mari, deoarece am ajuns în penitenciar. Ce prejudiciu vi s-a imputat? La rechizitoriu la rechizitoriu DNA-ului mi-au imputat 5.200.000 de euro. Ulterior, pe curtea de apel, s-a demonstrat teoretic că am numai 900.000 de euro prejudiciu, plus accesorii, care se ridică iarăși la 300.000-400.000 de euro. Cât de vinovat? Sunt vinovat din cauza că nu mi-am ales partenerii reali sau cel puțin nu am verificat în acel moment oamenii. Deci verificând societățile numai pe VS, adică dacă sunt valide și cu TVA-ul declarați ca și plătitori de TVA, atât am verificat. Ei, fiind societăți nou înființate, nu aveau istoric în spate. Nu mi-am dat seama doar când, prin 2012, când a început urmărirea penală împotriva mea, împotriva societății mele. Și așa am ajuns să primesc o condamnare de 5 ani. Cum a fost în momentul în care ați aflat că sunteți cercetat penal? Am luat-o în derâdere. Prima dată, deoarece mă simțeam nevinovat și nu aveam niciun motiv ca să vină împotriva mea, deoarece toate documentele, note contabile și așa mai departe, erau depuse, am plătit impozit pe profit, am avut angajați, TVA la stat și așa mai departe. Dar ulterior s-a îngroșat gluma, iar partenerii, așa zis și partenerii, au mers în instanță și au mers pe recunoaștere, au zis da, noi nu m-am scris, adică mi-au completat facturii și ei nu au nicio relație comercială, ceea ce se dovedește, oricum acum avem un recurs în perol care s-ar putea să putem dovedi că nu sunt de vină. Dar până se va dovedi nevinovăția, voi suferi în continuare și voi sta mai departe până mi se sfârșește pedeapsa, poate. Marius este și cetățean austriac. A plecat din România în anii 90. După ani de muncă în Europa, s-a întors în țară și a înființat împreună cu soția mai multe firme.
se descrie ca fiind un bun manager. Problemele sale juridice au început însă în 2013. În 2017, DNA l-a acuzat de un prejudiciu de 1.200.000 de euro. A fost condamnat atunci la 2 ani și 5 luni pentru spălare de bani. Tot polițiștii orădeni au fost cei care l-au arestat. Mi-ați spus că este a doua condamnare. Prima, cum a survenit? În domeniul nostru de activitate am avut și comerț cu utilaje. Am vândut în 2008 un utilaj la Cluj, Cluj-Napoca, o societate cu care colaboram de vreo 8 ani de zile. Această societate a vândut utilajul la Bacău, județul Bacău, Târgu Ocna mai precis, iar societatea de la Târgu Ocna a făcut leasing financiar, au cerut finanțare pe acel utilaj. Și au înțepat statul cu undeva, adică nu statul, societățile de leasing cu vreo 900 și ceva, 1.000.000 de euro. Eu am fost o victimă colaterală pentru că s-a mers pe fir înapoi de unde a primit utilajul și am ajuns ca și victimă, am primit o condamnare de 2 ani și 5 luni și 10 zile pentru înșelăciune și fals în înscrisuri. Dar milionul acela care era datorat societății de leasing, ei ce au făcut? Au finanțat, au încasat banii și au vândut utilajul sau ce au făcut cu el, că nu mai exista utilajul, a dispărut. Pardon. Și dispărând utilajul, automat s-au leasingurile, au făcut plângere și s-au dus pe fir și au ajuns și la mine, bineînțeles. Că noi am încasat totul pe bancă, totul transparent. Taxe, impozite la zi plătite. Când, la prima instanță la Bacău, ne-au condamnat la 10 ani de închisoare pentru presupusa daună leasingului. Pe timpul procesului am avut dreptul de a face mediere și de a ne împăca cu părțile vătămate, respectiv societățile de leasing, și de bună credință, decât să ajung la pușcărie, mai bine mă duc și mă împac cu societățile de leasing. La 1.000.000 de euro i-am plătit 15.000 de euro și am făcut mediere cu societatea de leasing. Deci nu au avut pretenții de la mine mai departe. Ei mă gândesc că au fost conștienți că niciodată nu o să mai recupereze ceva din suma finanțată. Atunci au fost de acord cu suma care... Deci mediatorul a organizat totul. Mediatorul oficial. Deci plătit prin... Când ați fost arestat prima dată? 6 luni de zile am stat pe arestul Bacăului, la poliția, la IPJ Bacău. A fost cea mai urâtă parte din viața mea. Ce s-a întâmplat? Descrieți-mi și mie puțin perioada aceea. Păi am stat în arest preventiv 6 luni de zile până s-a încheiat dosarul pentru urmărire penală și trimiterea în judecată. Și cum a fost? Cum a fost ziua în care ați intrat în arest preventiv? Eu am fost un vultur, ca să mă exprim mai altfel. Și dintr-o dată am fost o păsărică de colivie. Deci intri în 15 metri pătrați, un geam de 40 de centimetri pe 80 de centimetri, iluminat cu 15 W becul în cameră, 6 oameni în cameră, foarte urât. A fost cea mai urâtă parte din viața mea care am avut-o. Vreau să menționez, adică să sar de la un subiect la altul, pușcăria de la Oradea, penitenciarul Oradea, este undeva la 3 stele față de Bacău, arestul poliției. Dosarele în care a fost cercetat au curs unul după altul. După cea de-a doua condamnare, polițiștii orădeni nu l-au mai găsit acasă. A fost dat în urmărire și încarcerat în urmă cu 7 luni. DNA l-a acuzat că a înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le coordona cheltuieli care nu se bazau pe operațiuni reale. Anchetatorii au descoperit că Marius făcea achiziții fictive de mărfuri. El presta o serie de servicii către firme fantomă sau chiar către firmele pe care le administra. Ce nu veți uita niciodată din perioada aceea? Primele 2 luni de zile de arest. Ce faceați de dimineață până seara acolo? Stăteam închiși în cameră, aveam 40 de minute plimbare cu oameni foarte urâți în cameră. Da, asta a fost situația. Foarte urât. Familia cum a reacționat? Foarte simplu. Nevastă mi-a băgat divorțul și când am ieșit din arestul poliției și-a retras divorțul. Da. Și acum suntem din nou pe divorț.
De ce a considerat că ați făcut-o de râs sau ce s-a întâmplat? Noi suntem o familie cunoscută și respectată în țară. Dar cred că s-a săturat de atâtea anchete și de atâtea judecăți. Atâtea procese care le avem pe rol. A venit vreodată la dumneavoastră aici? Mă caută, dar nu mă pune la ușă. Deci nu vine la vizită, mă întreține financiar, îmi cumpără ce-mi trebuie, dar nu vine. Nu vine să mă viziteze. Ce cifre de afacere avea firma dumneavoastră? Dronca SRL sau DM Enterprise, că și-a schimbat numele DM Enterprise, avea undeva la vreo 20 de milioane de euro pe an cifre de afacere. Cum e să treci dintr-o pătură socială în care ești răsfățat, ai aproape tot ce-ți dorești, în partea aceasta? Dureros. Este foarte urât și îmi pare rău că am făcut afaceri, în special în România. Cum a fost trecerea de la o viață la alta? Groaznic. Groaznic. Aveți ceva să vă reproșați? Da, îmi reproșez că eu am plecat din România în 1989 și în 1999 am plecat în Austria, am dobândit cetățenia austriacă în 1992 și am avut tot ce mi-a trebuit în Austria. Și în 99 am zis că să fac mai mult, mă duce capul și așa mai departe. Și mi-am pierdut 20 de ani din viață, dintre care 10-12 ani din numai în procese și în necazuri. Și asta îmi reproșesc, cum am întors în România, cum puteam să stau foarte bine în Austria, fără probleme. Puteți face ceva să evitați aceste neplăceri, făcând totuși afaceri în România? Este inevitabil, deoarece majoritatea societăților care au fost pe piață între 2007-2012, toți au probleme. Sau să spunem 90% au probleme. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Legislația care permite sau nu permite sau este înțeleasă după cine o pune în aplicare. Câți angajați aveți? Cel mai mult am avut 36 de angajați. Și acum ce se întâmplă cu firma? Mai funcționează? Nu, s-a băgat în insolvență și faliment, s-a închis societatea. Cea de-a doua condamnare a picat ca un trăsnet. Polițiștii plecați să-l aducă la închisoare, nu l-au mai găsit acasă. A fost dat în urmărire generală și internațională. După 3 ani a fost găsit la domiciliul său în Oradea. A fost încarcerat de urgență. Marius spune însă că este nevinovat. Susține că legislația din România este deficitară. A atacat decizia judecătorilor și speră ca în curând să plece acasă. Împreună cu el a fost cercetată penal și soția. Daniela Dronca a fost însă achitată. Instanța a considerat că nu există probe care să o incrimineze. Ce lume ați găsit aici? Cât de greu v-ați obișnuit cu locul acesta? Având în vedere că am fost pe arestul Bacăului 6 luni de zile, 10 luni și o săptămână în Oradea pe perioada 2017, începutul 2018, iar apoi acum 4 luni de zile de când sunt arestat din nou, am început să mă obișnuiesc și să evit să-mi știu locul și să-mi văd de pedeapsa mea și să mă duc acasă. Asta este scopul meu final. Să plec cât se poate de repede de aici. V-a învățat ceva această perioadă? Da. M-a învățat să nu am încredere în nimeni, în primul rând, și să fiu cât mai calm și cât mai pasiv și efectiv să-mi văd de pătura mea și de viața mea și să nu mă interesez de nimeni. Ați avut vreodată probleme aici? Sunt un om care și zodia mă reprezintă că sunt fecioară, sunt foarte calm, nu mă cert cu nimeni și evit. Cu cine am de discutat, discut, cu cine nu am de discutat, evit, sau totdeauna sunt un păciuitor. Cât mai aveți de stat aici? Dacă mă iubește Dumnezeu și muncesc undeva la anul în octombrie, e prima eliberare condiționată. Vă vedeți rezistând?
Da. Sunt un om puternic. Ce vă așteaptă afară? Să-mi continui viața. Am 3 copii. Poate voi deveni bunic cândva. Am copii de 29 de ani, de 28 de ani și de 15 ani. Cum au reacționat copiii? Micuțul au avut de suferit, cel mai mult. Ceilalți sunt mari, primii doi băieți ai mei sunt mari și au trecut ușor peste. Dar, în schimb, micuțul are de suferit. Spre exemplu, vinerea trecută a terminat clasa 8-a, la festivitate n-am fost. E greu. Săptămâna viitoare, marți, are examen la să meargă mai departe la liceu și tata nu este. Dar este unica ființă care vine de fiecare dată la mine. Copiii cei mari nu vă vizitează? Copiii cei mari, având în vedere că a fost carantină în toată Europa datorită COVID-ului, cel mare are săptămâna viitoare masterul la Viena, studiază microbiologia, adică multiplica ADN-ul pentru bolnavi în cancer în fază terminală, iar în mijlociu studiază cifre, contabilitate. Și el mai are încă un an de zile de studii și iar micuțul este aici. Au avut de suferit, nu știu, au fost marginalizați de către prieteni la școală, societatea aia marginalizată, pentru că dumneavoastră sunteți aici? Micuțul, da. Dar micuțul, crescând cu mine, știe cine e tatăl lui și atunci el mă iubește și n-a suferit atât de mult, dar a fost puțin marginalizat. Micuțul a învățat, a fost la școală la liceul Bethel, e un liceu de religios și a fost puțin marginalizat, dar totuși va merge mai departe tot la Bethel, va studia teologia, dacă trece examenul, dacă nu, ne vom reorienta. Dar în rest suntem niște supraviețuitori. Marius a derulat prin filmele sale milioane de euro. A avut tot ce și-a dorit. Acum mai are doar orgoliul și amintirile vremurilor trecute. A muncit mult pentru a-și înființa firmele. Acum soția i-a întors spatele. La pușcărie îl vizitează doar copiii atunci când pot. Gândurile lui sunt însă numai la copii și în special la fiul cel mic. Pentru Rareș, abia aștept să văd ziua în care porțile închisorii se vor deschide. Pentru mine, să te iau în brațe. Te iubesc mult și mi-este foarte, foarte dor de tine. Îi scrie mezinului zeci de scrisori în gând. Așa face ca timpul să se scurgă mai repede. Ce vă spune când vine la dumneavoastră? Ca să fiu tare și să termin odată să vin acasă și să ne reluăm viața. Care este motivația care vă ține aici și... să zic, întreg, cu ghilimelele de rigoare. Trebuie să plec acasă. Am o familie, am 3 copii, trebuie să duc viața mai departe. Nu pot să rămân, să mă limitez aici. Deci aici este un centru de reeducare, ne reeducăm, vedem ce e bine, ce este rău, cu toate că de cele mai multe ori e rău, dar trebuie să luăm părțile bune din ce e rău. În ce constă reeducarea la vârsta dumneavoastră? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Dar, având în vedere că sunt aici, trebuie să mă reeduc, să fiu mai bun și să îmi continui ideea că nu am voie să mai am încredere în cineva în viață. Există o reeducare reală? Există. Pentru că dacă vei face vreodată, dacă mai dorești să mai faci un business sau ceva, trebuie să te gândești de 3, 4, 5 ori ca să continui, deci să mergi să faci acea afacere. Dar din partea mea nu o să mai fie afaceri în România. Ce reprezintă România pentru dumneavoastră? Dacă m-ar da cineva afară pe frontieră, m-aș întoarce fraudulos înapoi. Este țara mea, sunt născut aici, sunt crescut aici, am trăit 30 de ani în România, chiar 35 de ani am trăit în România, îmi place țara asta, îmi plac oamenii, dar... nu știu ce voi face mai departe. Adică știu ce voi face mai departe, dar deocamdată business nu. Cum v-ați descrie ca om? Ce fel de persoană erați în libertate și ce fel de persoană sunteți acum? După experiența cu procesele, cu detenția? În libertate
am fost un om liber, puteam să fac exact tot ce mi-am dorit. Ajungând în detenție, în penitenciar, am învățat să ascult, să plec urechea, să fiu disciplinat. Și afară am fost disciplinat. N-am o amendă de circulație sau nimic. Niciodată n-am fost băut și așa mai departe. Nu m-am drogat niciodată. Deci am fost un om integru, respectat. Ajungând aici, și aici se separă lumea. Că sunt oameni care sunt pe stânga sau pe dreapta, în sensul bun al cuvântului. Dar te lași împrejmuit de cine dorești în penitenciar, nu de cine vrea. Cum arăta viața pe care ați dus-o afară? Am avut toate împlinirile din lume. Mai puțin libertate acum. De ce vă e cel mai tare dor? De familia mea. Cum vă vedeți viața de după închisoare? Ca și înainte. Nu văd o schimbare în viața mea, mai puțin că am nevoie de 6 luni de zile să-mi revin psihic. Dar în rest, viața continuă. Există și viața după penitenciar, după detenție. Veți continua afacerea? Niciodată. Afacerile? Nu. Din ce veți trăi? Pot să mă angajez, pot să-mi găsesc tot felul de joburi, pot să trăiesc din comision, mă fac liber profesionist, dar fără societate. Ce pregătire aveți? Sunt șofer și mecanic auto. Și un bun manager. Nu este o laudă. Și practic gastronomia de 23 de ani. Deci pot să mă angajez mâine dimineață bucătar să-mi iau 5.000 de euro salar. Nu se pune problema. Pot să mă duc șofer 2.200-2.500 de euro salar. Deci am de ce trăi. A avut discuții interminabile, el cu el. A plâns în tăcere și a murit, puțin câte puțin, de dor. De dorul copiilor lui, de dorul soției și de dorul libertății. Zi de zi și seară de seară își reinventează viața. Încă nu s-a obișnuit cu lumea condamnaților. Încearcă să fie răbdător și calm. Ascultă povești și întâmplări din lumea celor încarcerați, comunitate din care acum face și el parte. Care este cheia succesului? Seriozitatea și corectitudinea. Da. Și puțin noroc. Contează foarte mult, nu știu, spuneți că ați avut o firmă, ați câștigat foarte mulți bani. Contează o pregătire în domeniul de specialitate sau vă bazați doar pe seriozitate și puțină intuiție? Să în business trebuie să te înconjori numai de oameni foarte buni, profesional pregătiți. Iar dacă o societate e mai slabă, fiind a mea, de exemplu, va merge înainte, nu va da în regres, deoarece, fiind împrejmuit de oameni serioși, nu ai cum să greșești. Pentru că nu te lasă ei să greșești, efectiv. Ce vă doreați cel mai mult să realizați în viață când erați un om liber? Eu am avut de toate, nu-mi doream nimic mai mult decât să am liniște și să-mi văd de viață și de familie. Unicul lucru ce mi-am dorit. Și să fiu sănătos, bineînțeles. Până acum am fost sănătos. Mai puțin din 2017 am dobândit un pui de diabet tip 2. Am fost sub medicamentație până în februarie 2021. Mi-am pierdut puțin vederea, dar asta se va repara când voi ieși afară. Și în rest, ok. Cum credeți că va decurge viața dumneavoastră de după închisoare? Nu știu, veți avea probleme din partea prietenilor, din partea cunoștințelor? A venit pușcăriașul, lasă-l că ăsta e un pușcăriaș. Credeți că veți avea astfel de probleme? Veți putea face față unor astfel de probleme? Da, voi putea face față. Probleme nu o să am niciodată. Deci, deoarece cu toate... cu toți oamenii și cu toate societățile cu care am colaborat, mai puțin cu două societăți care din cauza lor sunt aici, aia nu, nici nu contează acum, toți îmi sunt și prieteni. Și sunt societăți comerciale care sunt înființate după Revoluție și funcționează. V-au rămas prietenii loial aceștia alături? Pe viață, da. Vorbim în fiecare zi la telefon, dacă am probleme financiare sunt susținut, dacă mă împiedic undeva și nu se mai poate plăti ceva,
intervine automat, deci nu sunt marginalizați și nu sunt dat la o parte, s-au uitat, datuitori. Credeți că veți reuși să întoarceți decizia soției? Veți mai putea fi împreună? Nu știu, este a treia oară când bagă divorțul și cred că îl va termina. Cu toate că am rugat-o să aibă răbdare până ies din penitenciar, pentru că aici, în penitenciar, contează foarte mult viața socială și este un atu ca să fii căutat, să fii integrat în viața socială, dar este decizia dânsei. Eu, cât pot să o țin, o țin aproape. Dar acum 3 săptămâni am avut proces, am avut instanță și s-a amânat pe 9 septembrie. Nici nu am știut că dorește să divorțeze. Doar când am ajuns în penitenciar, am aflat că procesul de divorț era intentat din luna iunie 2020. Cum ați primit această veste? Am noroc că sunt un om care, încărcându-mă negativ, mă descarc imediat, că altfel n-aș fi supraviețuit. Marius are 52 de ani, o vârstă la care putea să mai realizeze multe lucruri în libertate. Vorbește acum doar detașat despre închisoare și despre lumea ei. Afaceristul de altă dată poate fi oricând o lecție de viață pertinentă, plină de exemple. Deținutul Marius Dronca are întrebări și răspunsuri deopotrivă despre realitatea numită SEC Pușcărie. Anii lui și viața dusă prin lume îl ajută să fie obiectiv. Ce trebuie să faci aici ca să reziști detenției, să reziști dorului de casă, frustrării că ești închis? Ce trebuie să faci ca să te ajuți pe tine aici? În primul rând trebuie să fii foarte calm, trebuie să-ți vezi locul, să nu te cerți cu nimeni, să respecti și în momentul când vei impune respect, vei fi respectat. Deci dacă oferi respect, vei primi respect. Este o regulă de bază? Pentru mine funcționează 100%. Câți colegi de cameră aveți? 9. Și cum vă înțelegeți? Extraordinar. În detenție toată lumea ascultă manele, ceea ce pe mine nu mă interesează, sau postul de televiziune, cum e, nu dăm nume, dar gen mireasa de pe tort sau chestii de astea care mă deranjează. Eu nu am cum să mă cultiv cu emisiuni de scandal. Foarte simplu, mă pun în pat, fața la perete și îmi continui viața. Nici cel puțin nu pot citi în cameră. Dar asta este o problemă care mă deranjează mai puțin. Sunt un om activ, îmi dezvolt creierul citind, studiind, inclusiv cu emisiuni de televiziune, dar dacă n-ai cu cine, pe mine nu mă interesează. Merg la muncă, vin înapoi pe cameră, avem plimbare, încerc să exploatez timpul la maxim să nu fiu în cameră. Dacă s-ar putea să fie de la 22 seara până la 5 dimineața, pentru mine ar fi suficient camera. Cât să fac un duș și să dorm. În rest... Și credeți că o puteți să țineți așa până la eliberare? Da. Sunt motivat, sunt obligat să merg mai departe. Am un copil de crescut, trebuie să mă duc acasă. Am treabă. Care este principala lecție pe care o înveți aici, în detenție? Unica și principala lecție, n-ai voie să ai încredere în nimeni. Pentru că aici totul se interpretează. Și îți manipulează orice cuvânt. Nu vorbesc de penitenciar, ci colegii de cameră, efectiv. Cum ai deschis gura, ei deja interpretează altfel. Și atunci încerc să nu am conversații cât de mult, doar cu oameni cu care pot discuta. Și sunt, din păcate, sunt suficienți cu care pot să discut. Nici în personalul închisorii nu aveți încredere? Am încredere totală, din cauza că eu nu creez probleme, îi respect, oferindu-le respect, primez respect. Mai mult de atât, n-am nevoie. N-am fost bătut, n-am fost torturat, n-am fost dat la o parte, am avut o problemă, mi s-a rezolvat. Mai mult de atât, n-am ce să cer. Dar ați auzit de cazuri în care, nu știu, un deținut a fost bătut, torturat? Eu n-am văzut. Nu am văzut. În special pe secția 7 sau secția 4, unde suntem noi, la palierul unde suntem acum, sunt oameni liniștiți. Sunt obligați, toți sunt cu familii, toți au 3-4 copii, toți vor să plece acasă. Nu văd motivul să,
se mai ceartă cu unul altul, dar dacă nu-i bagi în seamă, nu e nicio problemă. Închisoarea l-a ajutat să-și vadă greșelile, el cu el. Pentru marea majoritate, închisoarea este o rușine, un loc în care durerea și răutatea ajung să depășească cele mai înalte cote. Pentru Marius, pe lângă pedeapsa greșelilor făcute, este și un loc de reinventare, de reeducare târzie, o posibilitate de a discuta mult mai des cu Dumnezeu. Există omenie aici în închisoare? Și da și nu. Între colegi mai puțin. Între deținuți. De ce credeți că nu sunt capabili? Pentru că oamenii sunt din toate păturile sociale. Și ce înveți acasă, pui în aplicare aici. Că dacă acasă ai fost, eu știu, X, nu poți să fii Y, să te transformi peste noapte. Obiceiurile și caracterul omului nu poți să-l modifici în 5 minute. Sau într-o lună, sau într-un an de detenție. Închisoarea te înrăiește? Teoretic, da. Depinde cum vii și pe ce faptă vii. Dar aici, dacă îți vezi de treabă, te comințești. Și dacă ai fost rău și dacă ai pentru ce să lupți ca să mergi acasă, merită să îți vezi de treabă. Dacă nu, ești pe poartă astăzi, mâine vin apoi. Și nu cred că este o viață pentru un om ca să stai toată viața în pușcărie, în închisoare și să fii copilul pușcăriei. Nu mi-am dorit niciodată asta. Dar ce părere aveți despre cei care chiar sunt copiii pușcăriei? Este și o problemă socială. Că efectiv sunt crescuți la casa de copii sau abandonați de părinți, sunt situații grele și atunci n-au unde să meargă. Aici primesc medicamentație, un pat cald, mâncare de 3 ori pe zi, preparat, gătit. Nu este rău, dar nici bine nu este. Deci în asta, din partea mea, niciun minut în asta. Dar având în vedere că sunt vinovat, trebuie să suport consecințele și să-mi fac pedeapsa să merg acasă. Ce reprezintă închisoarea pentru dumneavoastră? Reprezintă o reeducare teoretică. Dar sunt oameni la o anumită vârstă care nu mai poți să educi mai mult decât este. Ați întâlnit oameni aici analfabeți? Da. Din păcate. Este o rușine pentru societatea română că în 2021 avem oameni analfabeți de 40 de ani care nu știu să completeze o cerere sau nu știu să scrie o scrisoare sau o adresă sau chestii. Marius a propus după multe zile și nopți în care s-a certat până la epuizare să ia detenția ca pe o școală dură. Aici a învățat să fie un alt om. Aici a cunoscut durerea și răbdarea. Aici s-a reinventat pentru viața de după detenție. Crede că a învățat tot ceea ce era bun în lumea închisorii. A refuzat răul și frustrarea lumii în care a fost aruncat. Care este pedeapsa sau infracțiunea cu care poți ajunge la închisoare și care este cea mai marginalizată aici? Violul, pedofilia, crimă, dar crimele nu sunt așa de marginalizate ca și violul. De ce? Cum sunt priviți acești oameni? Și de ce sunt ei marginalizați? Dați-vă seama că oamenii care sunt cu viol sau cu pedofilie, toți care suntem închiși, care suntem mai în vârstă, adică trecuți de 20 de ani, 25 de ani și avem familii, toți avem copii. Toți avem fete, toți avem băieți și așa mai departe. Cred că nimănui nu ar conveni să fie copilul tău în faptă. Cum se comportă astfel de oameni în momentul când ajung aici și când văd că sunt marginalizați? De regulă, cine sunt cu viol și cu pedofilie sunt cam protejați. În sensul că nu sunt băgați prin comun. Și atunci ori își ascunde fapta și nu știe lumea, ori sunt personalul penitenciarului au grijă ca să nu se întâlnească, că se poate întâmpla tot felul de lucruri și ar fi păcat. Omul a venit să-și facă, poate își regretă fapta, poate nu și-o regretă, venind în pușcărie, vrea să plece și el acasă. Că toată lumea vrea să plece. Ce nu veți uita niciodată de aici? De aici? Vreau să spun că am avut experiențe plăcute, mai puțin că sunt închis, dar
N-am negativ pentru închisoare, pentru detenție. Dar în starea aceasta de a fi închis, poți comite infracțiuni în continuare? În pușcărie, bineînțeles. Ce fel de infracțiuni? De exemplu, să-ți bați colegul. Sau, eu știu, să spargi un geam. Distrugi televizorul sau chestii din astea. Orice infracțiuni. Poți să faci crimă în pușcărie. Vă dați seama, suntem 10 persoane în cameră, suntem din 10 județe sau din 8 județe veniți, tot felul de caractere. V-ați bătut vreodată? Eu? În 52 de ani niciodată. Poate e rușine, dar nici cel puțin nu m-am bătut și nici n-am bătut. Nici copiii nu mi-am bătut niciodată. Marius Dronca, afaceristul ajuns după gratii. Dacă închisoarea l-a reinventat, rămâne de văzut. Până atunci, rămâne bărbatul despre care mass media a spus că a furat statul român cu peste 5 milioane de euro. Justiția l-a trimis pe el după gratii și i-a iertat soția. Dacă ar fi copilul dumneavoastră cel mic aici, ce i-ați spune? Nu știu dacă sunt înregistrate cum vorbirile de la telefon, dar de regulă petrec între jumătate de oră și 40 de minute zilnic, ținându-i teorie și morală, că e la vârsta la care s-ar putea să lunece. Are 15 ani, dacă se împrejmuiește de oameni doritori de scandal și așa mai departe, totdeauna zic, nu mai pleca, nu ieși. În momentul când se întunecă, egal că este vară sau iarnă, doresc să fie în casă, ca să-l pot controla. Din cauza l-am dat și la o școală mai disciplinară, pardon, ca să fie îndrumat spre bine, nu spre rău. Că lumea de afară este o junglă urbană. Dumneavoastră ați contribuit la această școală sau el a avut o având în vedere îndreptare că, către religie? Având în vedere că locuim în preajma liceului, la 200 de metri de acasă, a fost cea mai bună opțiune. Clasele 1-4 le-a făcut la Friedrich Schiller, la liceul german. Și totdeauna era peste mână să traversăm tot orașul, să străbatem ca să ajungem la școală dimineața, o oră în trafic, după masa 40 de minute. Deci erau 2 ore pe zi pierdute, ducându-l la școală și aducându-l de la școală. Și am ales clasa 5-a să facă lângă noi. La 200 de metri, n-are nevoie, nu-i trafic, nu-i nimica, deci merge pe stradă cu sens unic, deci este extraordinar. Și s-a obișnuit. E înconjurat de oameni care sunt, să zicem, cu frică de Dumnezeu și sunt ok. Cum este să-ți petreci sărbătorile la închisoare? Cred că este cel mai groaznic lucru. Paștele l-am petrecut deja. Dacă nu se întâmplă nimic pozitiv, îmi petrec și Crăciunul, Anul Nou, ziua de naștere, zilele de naștere a copiilor. Este groaznic. Amnat o altă poveste, vinovat, nevinovat, rămâne de văzut. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații. Am ajuns să fac anumite infracțiuni pentru a-mi asigura o calitate a vieții pe care mă depășea. Deci eu credeam că e normal ca la o vârstă de vreo 23 de ani să am lucruri, de exemplu, care și le permite cineva care nu muncește. Ei bine, eu am greșit, m-am apucat să fac infracțiuni, să fur, am spart un depozit de țigări, am valorificat țigările și pe urmă, ca peste tot, te prinde, te judecă, ajungi în detenție și acolo realizez că a comite infracțiuni nu-i ca la cea mai bună ca să ai un câștig, să realizezi un câștig, să faci bani. Dar eu am vrut cu pași repede să ajung să fac bani din infracțiuni. Și dar am greșit. De ce îți doreai tu așa de mult să ai bani? Păi da, oarecum, păi toată lumea vrea bani. E o lăcomie naturală în oameni ca să ai bani, ca să asiguri un confort. De exemplu, probabil am vrut să mă duc în nu știu ce vacanță sau probabil îmi trebuia bani pentru ceva sau am căzut în patima jocurilor de noroc. Și acolo îți trebuia surse de bani ca să poți să alimentezi acest viciu. Ei bine, pe de o parte îmi pare bine că am fost privat de libertate, ca să pot să mă schimb, că cred că asta era singura modalitate ca să pot să mă schimb. Privarea de libertate.
Având în vedere că eu nu am făcut armata, oarecum nici nu am fost obișnuit cu privarea de libertate, adică să trăiești într-o instituție unde ai un program prestabilit, unde să te trezești dimineața, să ai un anumit program de îmbăiere, de plimbare, de sală de sport, de cumpărături și așa mai departe. Chestiile astea cred că m-au dus cu picioarele pe pământ. Să-mi dau seama că într-o societate normală, cel mai bun lucru nu să faci infracțiuni, ci să muncești. De la ce vârstă ai început tu să furi? Da, e bună întrebare, de la ce vârstă am. Primele antecedente penale le-am avut undeva la 9 ani. Bine, nu am furat la 9 ani. Am săvârșit o infracțiune din greșeală care m-a adus în fața anchetatorilor. Am început să sparg niște geamuri pe acolo, pe la un spital. Crezând că e o joacă, că mă amuz de oamenii care păzeau spitalul, că fuge după mine și na, eu fugeam de ei. Și cum a fost să fie ancheta la 9 ani? Având în vedere că ești minor, ancheta se desfășoară cu părinții de față. Vă dați seama că nu am înțeles eu mult la 9 ani. A fost practic o joacă inclusiv în fața anchetatorilor. Deci, da, într-adevăr, am simțit un impact la 9 ani, să ajungi la poliție și să dai declarații, m-am speriat. Dar vă dați seama, la vârstă așa fragi de toate trec repede. Ce ți-au spus părinții atunci? Păi am fost pedepsit. Ce mi-au spus? M-au pedepsit, vă dați seama. Și după 9 ani, incidentul de la 9 ani, ce s-a mai întâmplat? Păi am început să muncesc. Am muncit undeva de la 14-15 ani. Am început să muncesc. Am neglijat școala. Pe urmă am fost plecat în străinătate, m-am întors înapoi. Eu nu o să dau niciodată vina pe anturaj, că anturajul îi dă vină pentru infracțiunile pe care le-am comis. Eu îți dă vină pentru că am făcut parte dintr-un anturaj. E logic. Spune-mi cu cine umbli ca să spun cine ești. Dacă umbli cu oameni care comit infracțiuni, n-ai cum să nu faci infracțiuni. De ce nu te-ai mai dus la școală? Ai renunțat? Am renunțat pentru a munci. Am renunțat din cauza absențelor. Pe când eram eu la școală, la 10 absențe se scădea o notă la purtare, un punct la purtare. Ei bine, eu în primul semestru am avut minus 4 la purtare. Asta rezultă că am avut 140 de absențe doar în primul semestru. Deci am rămas repetent pe fondul că nu am frecventat școala. Și pe această cale aș vrea să încurajez, mai ales familiile defavorizate, care au copii, să-i îndemne să meargă la școală. Pe această cale aș vrea să fac un apel autorităților să implice mai mult decât fac în momentul de față pentru a sprijini familiile defavorizate și să-și trimită copiii la școală, că educația e cea mai importantă. Educația. Inițiații în muncă, pe urmă. Câte școală ai apucat să faci? 8 clase. 8 clase și de 2 ori am făcut clasa nouă. Ce fel de... Am rămas repetent de 2 ori în clasa nouă pe simplu fapt că nu am frecventat școala și am avut absențe. Dar ce fel de elev erai tu? Îți plăcea școala? Adică dacă te duceai la școală... Pot să vă spun sincer că în 5-8 mi-a plăcut foarte mult școala. Adică învățam. Dar v-am spus că de la 14 ani am început să muncesc și atunci am muncit, am câștigat bani și mi-a plăcut mai mult chestia să muncesc, să câștig bani decât să mă duc la școală. Părinții ce au spus când ai renunțat la părinții, școală? Părinții cam prosteam că mă duc la școală, dar de fapt eu mergeam la muncă. Și nu te întrebau niciodată de unde ai bani? De... Probabil că au avut și încredere în mine. Că nu am avut derapaj. Atunci, la 9 ani, cum v-am explicat, am avut un pic de derapaj, dar pe urmă am fost un copil normal. E singur la părinți? Da, singur. În străinătate, la ce vârstă ai ajuns? La 18 ani. Am muncit 2 ani în Ungaria, în domeniul construcțiilor. Pe la 20 de ani am cam terminat acolo cu munca, m-am întors în țară. Am început, ca și orice tânăr, să consum alcool, să consum substanțe interzise. Cu ce te-ai drogat? Cu etnobotanice. Cu lucruri care se găseau atunci. Nu știu dacă vă duceți aminte, la noi în țară erau legalizate weed shop-urile, magazinele de etnobotanice. Și atunci avea acces toată lumea la ele. Nu ți-a fost niciodată frică? Nu te-ai gândit vreo secundă că s-ar putea să ajungi aici? Nu, din păcate nu m-am gândit. Dacă mă gândeam, cu siguranță nu săvârșeam infracțiuni. Adică nu conștientizam gravitatea infracțiunilor. Dacă cineva le conștientizează și știe riscurile, atunci e normal să se potolească.
Dar tu știi ceva de închisoare la vremea respectivă? Aveai absolut nimic. În anturajul tău persoane care au trecut pe aici? Cunoștințe aveam, dar nu în anturajul meu. Și nu ți-au povestit niciodată de cum este aici? Nu, oarecum nici n-am deschis subiectul. Nu am deschis subiectul despre penitenciar niciodată. Ai și vândut droguri? Nu. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Bun, să vin într-un mediu din societate unde nu am nicio restricție și să vin într-o instituție unde, cum spuneam înainte, este un program prestabilit pentru orice fel de activitate, e un impact. Există perioade de carantinare de 21 de zile, pe urmă... Există o perioadă când te adaptezi cu deținuți, cu cadrele, cu mediul înconjurător, cu... E o fază de adaptare. După ce te-ai obișnuit cu faza de adaptare, e ușor. Adică... E mai ușor să petreci zilele, să treacă timpul.